eu având o vârstă, o maturitate, eu foarte mulți bani la viața mea am cheltuit pe niște lucruri absolut inutile. Prostești, le luam, da, le luam, da. Nu mai îmi plăceau și atunci, pentru că, într-adevăr, na, am posibilitate materială, nu sunt foarte bogată, dar pot permite să-mi cumpăr multe lucruri. Și ca să cumpărăm această casă, a trebuit să strângem rândurile, că nu se mai putea, adică trebuia să o achit într-un termen destul, da, de scurt, o sumă. Ați făcut niște economii, adică, de exemplu, înainte vă gândeați, dacă vă gândeați înainte să cumpărați orice vedeați, după nu ați mai făcut acel lucru, nu, și nu ați pus banii deoparte? Nu, noi, deci, când ne-am de la un timp, deci după pandemie, da, m-am schimbat și cred că toți oamenii și-au schimbat, cum să-ți explic, gândirea. Pentru că în pandemie am avut noroc că ne-a prins cu bani pandemia. Dacă nu ne prindea cu bani, era foarte greu pentru noi. Deci nenorocire. Pentru că nu ați mai avut atât de multe evenimente. Nu, n-am avut evenimente, nu atât de multe. Chiar deloc, o perioadă nici aveam voie să ieșim din casă. Exact, da. Bun. Și după aceea, când ne-am hotărât să, mă rog, să ne mutăm și așa mai departe, făcând și o afacere, mă rog, avem și un club în centru vechi, atunci a trebuit să spunem, băi, deci avem spectacolele astea, avem cântările astea, avem asta, avem asta, trebuie să fim un pic mai calculați. Asta nu înseamnă că nu ne permite, dar oricum eu nu plec în vacanță, deci n-am mai avut o vacanță de ani de zile, pentru că eu cânt foarte mult și pentru că a trebuit să fac niște eforturi. Și oricum, odată ce pleci în străinătate, de exemplu, să cânti, nici atunci nu te poți bucura concret de vacanță.